transmitere oficială a nouă ambulanțe destinate instituțiilor medicale. Cuvântul se oferă ministrei sănătății, Alana Merenco. Bună dimineața tuturor! Stimată doamna Neghină, reprezentanta Fondului pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite, stimați domn directori, reprezentanții ai mass media, suntem foarte bucuroși astăzi să anunțăm distribuirea la nouă ambulanțe de tip A, care vor organiza și vor realiza toate transferurile rapide între spitale la necesitatea spitalului pentru ca să contribuie un acces sporit la serviciile de înaltă calitate, atât pentru populația Republicii Moldova, cât și pentru refugiații ucraineni care se află aici. Toate aceste ambulanțe, o să puteți vedea după, sunt dotate cu echipament conform standardelor înalte de transport A al pacienților. Ambulanțele au fost procurate de către UNFPA cu bani din fondurile Uniunii Europene. Costul total al procurării este de 586.000 de dolari. Rămânem foarte recunoscătoare Fondului pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite pentru acest mare lucru pe care l-au realizat și de asemenea tuturor cetățenilor, țărilor, Uniunii Europene care s-au împărțit cu noi din contribuțiile lor, astfel ca spitalele noastre să fie mai puternice, ca să ofere servicii de mai înaltă calitate și să asigure atunci când este necesar consultația pacienților lor, transferându-i într-un spital, uneori nu doar pentru ca să rămână acolo, dar pentru ca să primească o investigație suplimentară, tomografică, prin rezonanță magnetică sau oricare alta care este necesară. Eu aș vrea, înainte de a ajunge la însăși evenimentul de înmânare a cheilor și după ce va vorbi doamna rezident, doar să anunț care sunt instituțiile care beneficiază de aceste ambulanțe. Este Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, Spitalul Clinic Bălți și spitalele raionale din Iedineț, Căușeni, Ungheni, Orhei, Soroca și Ceadărlunga. Felicitări, colegi, pentru că iarăși facem un pas puternic, bun, înainte, împreună, spre un sistem de sănătate mult mai modern decât a fost înainte. Și mulțumim foarte mult celor care sunt alături de noi și eu am spus, noi suntem puternici, fiindcă avem foarte mulți prieteni puternici. Mulțumesc, Neghină! La microfon se invită reprezentanta rezidentă a UNFPA în Republica Moldova, Neghină Abazada. Your Excellency Minister, very good morning, dear colleagues. Indeed, it's such exciting moment for all of us. As I'm saying in multiple events that we're having together now, we're bringing services closer to women. We're trying to bring services closer so they reach women and in the most difficult time of their health. Stimată doamnă ministru, stimați participanți din sectorul sănătății, stimată mass media, vă mulțumesc pentru participare, pentru prezență. Cum am spus repetat, suntem aici pentru că dorim să oferim femeilor din Republica Moldova, dar și altor categorii, ne dorim să fim cât mai aproape oferind servicii de care aceștia au nevoie. So ensuring that these ambulances will be given specifically to the perinatal hospitals to ensure that women who are in delivery, so women who are going through the postpartum complication or any other situation at risk, they will be given the immediate access to the services due to available cars at the hospitals, and then also they can be easily reached to the third level, to the mother and child institute. Vreau să subliniez că aceste ambulanțe vor spori accesul femeilor însărcinate sau cele care au risc de complicații, dar și copiilor acestora sau copiilor care urmează să fie născuți. Aceste ambulanțe vor juca rol important în direcționarea femeilor care au un potențial risc către spitalele cele mai apropiate și la necesitate către nivelul 3, nivelul terțiar la Institutul Mamei și Copilului.
So that's why it will definitely contribute to decreasing maternal mortality, newborn mortality, morbidity among women. So this is very important element. And what I also want to say that our joint work with the Ministry of Health, the ultimate goal that we do together is, as I said, bringing the quality services the same level to the regional level, to the lower level. And that's why it is so important and so critical for women to get this quality service earlier, at the earlier stage. Cum subliniam, aceste ambulanțe vor fi oferite la centrele perinatale și în conlucrare cu Ministerul Sănătății am stabilit că aceste ambulanțe vor contribui extrem de mult la apropierea serviciilor de calitate în zonele care sunt mai greu accesibile, astfel încât să contribuie la asistarea de urgență a femeilor însărcinate și a noilor născuți în caz de necesitate. So, joining the gratitude to the European Union for supporting this intervention, and as well as the many other donors who are contributing to strengthening the health system in the country, partnership with UNFPA and Ministry of Labor, Ministry of Health, and other ministries as well. Vreau să spun că este o lucrare sau un rezultat al parteneriatului cu Uniunea Europeană, parteneriatului la care a contribuit și UNFPA, dar și alți donatori, inclusiv ministerele de resort, cum ar fi Ministerul Sănătății, dar și alte ministere sau agenții competente. Thank you. Vă mulțumesc! Acum urmează înmânarea cheilor pentru ambulanțe. Se invită reprezentantul din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Handover of keys. Se invită reprezentantul din cadrul Spitalului Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Se invită reprezentantul din cadrul Spitalului Clinic Bălți. Se invită reprezentantul Spitalului Regional Edineț. Se invită reprezentantul din cadrul Spitalului Regional Căușeni. Se invită reprezentanta Spitalului Raional Ungheni. Se invită reprezentantul din cadrul Spitalului Raional Orhei. Se invită reprezentanta Spitalului Raional Soroca. Se invită reprezentanta din cadrul Spitalului Raional Ceadăr Lunga. Evenimentul a luat sfârșit, vă mulțumim! Acum vă invităm la o fotografie de grup.